Bună ziua, dragii mei! Deci, în continuare, voi vorbi despre schimbare, un material orientativ, ajutător pentru cei ce își doresc schimbarea, pentru cei ce doresc să efectueze schimbări în viața lor. Da? Deci este un articol publicat pe blogul meu la Blog for All, publicat în 16 iulie 2018, da? Același titlu, Schimbarea ta în 5 pași. Este ușor să iei la cunoștință niște idei și raționamente, niște teorii, dar este foarte greu de multe ori să le și aplici în practică, în viața ta de zi cu zi. Chiar psihologi și psihoterapeuți recunosc uneori că nici lor nu le reușește, deși știu teoria la perfecție. Există la unii oameni, chiar și la unii psihologi, sentimentul că oamenii nu învață nimic, chiar dacă le expui totul cum trebuie. Adică oamenii, deși sunt interesați de starea lor de bine, nu învață nimic. De ce oare? Da, un citat din George Bernard Shaw. Și experiența ne învață că oamenii nu învață nimic din experiență. Oare așa o fi sau nu? Oamenii nu învață sau nu pot aplica ceea ce învață. Experiența docet. Și experiența învață, spune o zicală latină, și eu înclin să-i dau dreptate. Adică sunt de acord că învățăm din experiență, experiențele ne învață ceva, ne forțează de fapt să învățăm, să asimilăm câte ceva. Dar bineînțeles, nu toată lumea învață la fel, în același ritm, în același volum și așa mai departe. Absolutizările și generalizările nu servesc înțelegerii dacă nu sunt explicate, detaliate, argumentate. Deși unii oameni cred că știu teoria la perfecție, nu se descurcă privind aplicarea teoriei în practică când este vorba de ei înșiși, deși au anumite rezultate pozitive privind sprijinul și ajutorul oferit altora. Avem două posibilități generale privind dificultățile aplicării teoriei în practică. 1. Teoria nu este destul de bună, încă nu este corectă, nu este bine prezentată, nu este completă, așa mai departe. 2. Nu ajunge să știi teoria dacă nu o aplici, căci ea nu se aplică singură. Deci este necesar un efort de voință, intenție, motivație din partea ta. Aceste două posibilități pot să fie manifestate și împreună, nu doar separat. Nu ajunge să știi ceva, chiar și să înțelegi bine acel ceva, dacă ai anumite rețineri privind aplicarea în practică. Da? Poți să ai anumite blocaje. Poți ști cum te poți vindeca de o boală, dar dacă nu efectuezi acel tratament, da? Nu te vindecă automat, doar faptul că tu știi cum te poți vindeca. Da? Deci nu ajunge să știi cum te poți vindeca dacă nu aplici în practică, da? Metoda, tehnicile și mai departe. Mulți oameni afirmă ceva de genul, știu asta, nicio noutate pentru mine, dar deși știu aia, ei continuă să efectueze anumite greșeli care sunt în contradicție cu faptul că ei știu ce ar trebui să facă ca să nu efectueze acele greșeli. A ști ceva și a pune în practică acel ceva sunt lucruri diferite. Știi că greșești, dar te-ai obișnuit să greșești și este greu să renunți la anumite obișnuințe, deși ești conștient că trebuie să plătești pentru asta prin anumite neplăceri și suferințe. Este greu să te dezobișnuiești de ceva,
căci ai impresia că obișnuințele tale au ajuns să te definească ca eu, ca personalitate și tind să protejezi acest eu, personalitatea ta, cu tot ce ai impresia că ține de el, deci și obișnuințele sale, da? Obișnuințele și tiparele tale de gândire și comportament. Și eu știu multe, dar asta nu m-a schimbat. Simpla acumulare de cunoștințe, de informații, nu te schimbă mai deloc, de fapt, ci doar ceea ce aplici în mod repetat și devine obișnuință în viața ta, te poate schimba. Știi, cunoști, dar ceva te-a reținut să aplici în practică ceea ce cunoști. Există niște conflicte interne aici și ele ne țin blocați în tipare, într-o aparentă zonă de confort și siguranță, blocați în trecut. Există mereu o teamă față de ceva în aceste conflicte, de exemplu, teama de a schimba sau renunța la ceva cunoscut, familiar, pentru a dobândi ceva nou, care e necunoscut, o stare nouă, o situație nouă, o poziție nouă. Există mereu riscuri, nu-i așa? Conștientizarea faptului că poți să-ți schimbi viața vine însoțită de o protecție conservatoare a eu-ului, care pune la îndoială binele rezultat din schimbarea ta, în sensul de a te proteja de riscuri și suferință. De aceea nu poți schimba ceva dacă nu ești destul de pregătit, dacă nu ești destul de motivat, de hotărât, dacă nu crezi cu adevărat în beneficiile și utilitatea acelei schimbări. De aceea această poziție conservatoare este depășită de multe ori doar în urma unor multiple suferințe, când ajungi să spui că te-ai săturat de suferință și vrei să schimbi starea cu orice preț. Atunci ai motivația necesară pentru a efectua o schimbare și ai energia mobilizatoare necesară. Dacă nu o ai nici atunci, cazi în depresie inevitabil. Oamenii învață teoretic, învață multe la școală, de exemplu, dar cât din ceea ce învață vor aplica în practică în viața de zi cu zi. Copilul preia modele de gândire, reacție și comportament de la părinții săi, de la frații, surorile mai mari, deoarece crede că ei știu mai bine, deci are o anumită doză de încredere în ei, cât timp nu are experiența necesară pentru a discrimina singur adevărul de fals. Când ajunge să înțeleagă greșelile lor, atunci se produce o ruptură, dar în general această ruptură survine prea târziu, căci deja are tipare de gândire și comportament fixate și în plus nu le poate șterge, ci doar transforma cu altele mai funcționale, dar nu are de unde să le preia pe cele noi și se simte debusolat, confuz, alienat. Este cazul majorității adolescenților, căci la această vârstă oamenii încep să înțeleagă faptul că părinții și adulții în general i-au protejat, ascunzându-le o mulțime de informații și că au fost chiar mințiți în multe privințe în acest scop. Informațiile care ajung la copii sunt cenzurate de adulți, deci copiii nu află adevărul, ci primesc informații filtrate și chiar distorsionate despre lume și viață. Nu putem renunța la ceva, pur și simplu, la o obișnuință sau un tipar, de exemplu, dacă nu avem cu ce să înlocuim acel ceva în compensare, deoarece așa funcționează legile și principiile transformării, totul se transformă, totul se compensează. Nimic nu se câștigă, nimic nu se pierde, totul se transformă. Deci nu poți șterge cu totul, total, nimic, deși poți să ai impresia că ai putea, așa că nu poți renunța la ceva fără a accepta altceva, în schimb, în compensare,
pentru a avea loc o transformare. Mereu ai impresia că pierzi ceva dacă nu compensezi cu altceva, mereu tinzi să protejezi ceea ce ai impresia că ai dobândit că este al tău, bun, rău, așa cum este. În fapt, nu ai nimic, doar ești legat de ceva mental, emoțional și tu operezi doar cu conexiuni, conectându-te și deconectându-te, legându-te și dezlegându-te prin atenția ta, dar nicio legătură creată nu va mai putea fi dezlegată total, nu poate fi tăiată cu totul, ci doar slăbită. Deci tot ceea ce poți să faci în mod real este să 1. Să accepți, 2. Să respingi sau 3. Să amâni momentul deciziei. Da? Deci să ai în expectativă, în stand-by. Nici nu accepți, nici nu respingi deocamdată. Da? Nu există alegere sau decizie care să nu se bazeze pe acceptare și respingere. Iar ceea ce tinzi să accepți și ceea ce tinzi să respingi se bazează pe tipare și scheme de gândire și comportament, scheme de reacție. De aceea fiecare om este destul de predictibil privind reacțiile sale, la modul general, pentru cel ce conștientizează rolul și importanța tiparelor și le depistează ușor. Acceptând ceva, de fapt respinge altceva, și astfel mereu există dualitate, polaritate în mintea și sufletul tău, așa cum pare că este și în natură. Lumină, întuneric, zi, noapte, cald, rece, tare, moale, bine, rău, recompensă, pedeapsă, umed, uscat, sus, jos, pozitiv, negativ și așa mai departe. Oamenii sunt destul de ușor programabili, deși este foarte dificil pentru fiecare să se programeze sau reprogrameze singur, adică să-și umble singur în programe. Programarea și deprogramarea tiparelor de reacție se bazează pe asocierea stimul-răspuns, întărirea, slăbirea în mod repetat a acestei asocieri. În curând vom avea tehnologii performante de uz personal în acest sens, în realitatea virtuală. Da, va fi mai ușor să programăm, reprogramăm în acest mediu de realitate virtuală în care va exista mediu care acest mediu de realitate virtuală în care vom fi prinși, da? Vom fi prinși așa cum suntem prinși în această viață, în acest corp, suntem prinși senzorial în experiențele noastre astea de viață, vom fi prinși și vor fi tehnici, metode elaborate special, da? În acest scop. Deci vrei să te schimbi, să schimbi ceva la tine privind modul tău de gândire, de comportament, de reacție? Atunci ai nevoie de exerciții practice și de un antrenament adecvat. Adică să repeți exercițiile, da? În principiu, ca să fie mai ușor, poți urma acești pași, da? Deci, descrie cei 5 pași, etape, da? Ca un model care poate fi abordat pentru schimbare. 1. Analizează și meditează bine la ceea ce crezi că vrei să schimbi, până îți devine foarte clar de ce vrei să schimbi acel ceva. Dacă o faci în scris, este mai ușor, căci ai în fața ochilor totul și poți reveni și revizui oricând. Meditează la toate motivele care te determină să efectuezi acea schimbare. Scrie-le și detaliază-le ca să le vezi mai clar, să le conștientizezi mai bine. Meditează într-o stare relaxată, te ajută să efectuezi înainte un exercițiu de relaxare psihosomatică. Și aveți link-ul aici, dacă dați click.
aduce la exercițiul meu de relaxare psihosomatică, care e foarte adecvat acest scop. Acum pasul 2. Deci 2. Meditează bine la rezultatul final al schimbării, adică la ceea ce vrei să obții prin acea schimbare. Vizualizează acest rezultat final mental. Da? Deci finalul, nu te mai gândești cum ajungi acolo, ci vizualizezi finalul, ceea ce vrei să obții, ca și cum ai obținut deja. Da? De exemplu, dacă ești prea impulsiv și vrei să schimbi asta, după pasul 1, imaginează-ți exact și clar cum ai vrea să devii, cum ți-ar plăcea să devii, imaginează-te reacționând în acel mod și vezi dacă îți place, dacă te simți bine în noua postură. Da? Deci, îți creezi astfel modelul imaginar, mental, a ceea ce vrei să obții prin schimbarea ta, transformarea ta. Când simți că îți place acel model, treci mai departe. Până nu îți place, continuă meditația la acest nivel. Deci trebuie să știi foarte clar, să vezi foarte clar, da, rezultatul pe care ți-l dorești. Și să-l analizezi, să vezi clar dacă într-adevăr este ceea ce îți dorești. Vei simți plăcere dacă te transpui în acea situație. Simți plăcere. Dacă nu simți plăcere, înseamnă că este o problemă și poate trebuie analizată acea problemă, căci poate dacă nu vei fi, nu-ți dorești cu adevărat să obții așa ceva, vorba e pierdere de timp. E timp, energie, efort și așa mai departe să ajungi la un rezultat de care vorba aia poate nu te vei bucura deloc și îți vei da seama că de fapt nici nu ți l-ai dorit cu adevărat. Bun, 3. Creează-ți motivația necesară schimbării, energia necesară. Da, motivația, a fi motivat, avea motivație, înseamnă fapt avea energie. Asta este ceea ce îți dă energie, să faci, să te mobilizezi, să ajungi, să atingi acel rezultat, să obții ceea ce îți dorești. Vizualizează beneficiile și utilitatea acestei schimbări pentru tine și alții, până devii convins cu adevărat de necesitatea acestei schimbări. Da? Deci este o reîntărire. Zicem așa. Dacă nu ești convins de necesitatea ei, continuă vizualizarea. Dacă nu poți să te convingi de necesitatea ei, atunci meditează la faptul că este posibil ca această schimbare să nu fie necesară, pur și simplu, nici ție, nici celor din jur, și atunci nu are niciun rost să continui să încerci să o implementezi. Da? Deci nu-ți pierde timpul degeaba. 4. Dacă ești convins, deci dacă ai ajuns la convingerea că într-adevăr, da, aia este, vrei să faci, simți motivație, simți energie, atunci începe implementarea în mod conștient, efectuând exerciții zilnice, conform vizualizării rezultatului final a ceea ce dorești să obții. De exemplu, dacă dorești să schimbi o obișnuință de reacție, atunci vizualizează zilnic faptul că tu reacționezi în noul mod de 3 ori pe zi, măcar câte un minut odată. De asemenea, urmărește situațiile în care acea reacție este provocată de stimul exterior, ce reacționează în acel moment în mod conștient, conform noului tipar pe care dorești să-l implementezi. Antrenamentul conștient trebuie să dureze minim 21 de zile, deci specialiștii afirmă că este nevoie de 21 de zile pentru a crea o nouă obișnuință. Da? Deci aici este o discuție în jur de pe subiectul ăsta cu 21 de zile. Unii spun că se pot crea obișnuințe și mai repede, alții că este nevoie de mult mai mult timp, că n-ajung 21 de zile.
Dar este vorba, discuția de fapt, se învârte în jurul faptului că depinde ceea ce îți dorești. Da? Nu este, nu putem să comparăm vorba aia mere cu pere. Aici depinde ce îți dorești, să schimbi ceva la tine, ceva, nu știu, ce ține de exterior sau, da, depinde și ce anume vrei să schimbi la tine în funcție de, de asta, de ceea ce dorești să obții, pot să fie necesare mai puține exercițiu, mai puțin de 21 de zile sau mai mult de 21 de zile. Depinde și ce blocaje ai tu legat de asta, da? Până elimini blocajele, până da? Deci nu este, nu putem spune că orice obișnuință poate fi creată în termen de 21 de zile sau în jur de 21 de zile. Da? Depinde și de obișnuința, de programare, acel tipar pe care vrei să ți-l implementezi. Da? Deci, în orice caz, nu abandona înainte de a se împlini 21 de zile, chiar dacă nu vezi rezultate. Da? Deci, fii perseverent și ia-ți un... Imprimă-ți în minte de la început că trebuie să fii consecvent cel puțin 21 de zile. Da? Și fii perseverent, antrenează-te continuu de 3 ori pe zi. Și astfel îți vei crea un nou tipar de reacție, o nouă obișnuință. Repetitio mater studiorum est, adică repetiția este mama învățăturii, deci învățarea unui nou comportament se bazează în mod clar pe repetiție. Da? Nimeni nu ajunge campion dacă nu efectuează un antrenament serios cu exerciții zilnice care se bazează de fapt pe repetiție. Da, de exemplu, eu am fost sportiv de performanță, am practicat tenis de câmp și în liceu, de exemplu, mergeam vacanța de vară, deci făceam câte două antrenamente pe zi, de câteva ore dimineața, câteva ore după masa. Da, deci se adunau, nu știu, vreo 8 ore de antrenament pe zi. Da? Și tot n-am ajuns campion, da? Am fost vice-campion pe județ, dar să ajungi campion național, deci aia înseamnă mai mult decât național, dar chiar și mai național trebuie să exersezi zilnic, da? Zilnic ore bune. Da? Deci pe toți cei care vedeți că sunt la așa un nivel înalt, da? În sport și în alte domenii, deci ei au mult, mult exercițiu, da? Mult antrenament. 5, deci pasul 5, bucură-te de rezultat și meditează la ce crezi că ai vrea să mai schimbi la tine, la viața ta. Dacă ai ajuns aici, acum îți va fi mai ușor cu următoarea schimbare. Da? Deci e foarte important ca atunci când ai obținut ceva, indiferent ce ai obținut și cât ai obținut, să te bucuri. Să te bucuri, să simți bucurie, să te focusezi. Da? Ideea că într-adevăr merită să te bucuri că ai obținut ceva, indiferent ce, orice este în plus este bun, este binevenit, bine obținut și asta va contribui la motivarea ta, la energia ta în continuare. Da? La fel, starea de recunoștință, da? Să fii recunoscător pentru tot ceea ce primești. Da? Tot ceea ce primești pe orice cale, indiferent că e primit ca sprijin, ajutor de la alții sau vorba e dobândit-o singur, da? Cam nimic nu se dobândește de unul singur, da? Cam totul merge pe relații, pe
relații între oameni, dacă totul depinde de fapt de relațiile pe care le avem cu ceilalți. Și atunci este bine, da, să simți recunoștință, să simți mulțumire, să mulțumești celorlalți, să creezi acest flux de energie între tine și ceilalți, prin care să menții aceste canale deschise, da, prin care vin transformările către tine și le obții, da, prin ceilalți, și ceilalți sunt, zicem așa, motivați și simt energia de a te sprijini, de a te ajuta, pentru că simt acest feedback, adică faptul că tu le mulțumești, ești recunoscător pentru tot sprijinul și ajutorul primit, indiferent cât de mic sau mare este el, da? Și în plus această stare în care te situezi, starea de mulțumire sau nemulțumire, asta ți atrage lucruri de același fel, da? Pe aceeași nivel de vibrație, să spunem așa. Dacă ești mulțumit pentru ceea ce ai, pentru ceea ce ai obținut, atunci atrage în continuare lucruri către tine. Dacă ești nemulțumit de ceea ce ai, nemulțumit de ceea ce ai obținut, această nemulțumire, ca și cu respingere la ceea ce ai putea să primești în continuare. Da? Deci e ca un blocaj, da? Faptul de a primi, de a obține ceea ce îți dorești. Și în plus, da, nu te poți bucura de ceea ce primești, nu poți fi recunoscător, deci e așa, e ca un blocaj, da, care te împiedică să primești, să obții ceea ce îți pui în minte, da, ceea ce îți dorești. În una din tehnicile folosite mai sus este imaginarea, că imagistica mentală, care presupune folosirea imaginilor mentale. Adică să vizualizezi, după cum am spus, direct starea finală, da, ceea ce îți dorești, ca și cum ai deja. Da? Despre asta vorbea și Isus, de exemplu. Da? Noul Testament, când dorești ceva, să-ți imaginezi exact același scenariu, să-ți imaginezi lucrul că l-ai obținut deja, ca și cum deja l-ai avea. Da? Ferm, cu convingere, și să simți. Da? Îți place, te bucură sau nu? Da? Ai putea să-ți dai seama că de fapt nu prea-ți dorești lucrul ăla sau ți s-a părut doar că ți-ar place, te-ar bucura dacă ai obține, dar în realitate îți dai seama că nu e așa, da, cum a părut la prima vedere sau că vezi pe cineva că se bucură că nu știu ce a obținut, nu? Și atunci, m-ar bucura și pe mine să obțin ce a obținut el, dar când te imaginezi în situația în care deja ai obținut acel lucru, poți să-ți dai seama că de fapt pe tine nu te va bucura la fel ca pe persoana pe care ai zis-o că se bucură foarte mult. Și atunci este un exercițiu, toate aceste exerciții sunt exerciții de conștientizare, de fapt, da? De discriminare, să-ți dai seama mai bine dacă este în mod real, da? Îți dorești cu adevărat ceea ce îți dorești, merită să depui eforturi și astea, da? Te va bucura, te va împlini acel lucru sau nu. Că nu e bine să nu pierzi timpul aiurea, nu? Timp, energie, efort și așa mai departe, poți face alte lucruri mai benefice, mai utile, da? Deci exercițiul este ok, da? În ce este imagistica mentală sau ghidată, conform doctorului Gerald Epstein,
Găsește aici, ai un link, dacă dai click. Deci, imagistica, imageria, este gândirea mentală vizualizată în imagini. Există multe moduri în care putem gândi. De exemplu, ne gândim logic cu cuvinte și non-logic prin imagine, intuiție, așa mai departe. Gândim în imagini tot timpul, dar poate că nu suntem conștienți de asta. De exemplu, atunci când alegem o cămașă, ne gândim deja la ea înainte de a o pune pe noi. Un jucător de basket prevede aruncarea sa la coș înainte de a arunca mingea. Da? Prefigurează mental. De fapt, imaginile formează structura vieții noastre interioare. De exemplu, visele de noapte vin... Visele de noapte vin sub formă de imagini. Da? Puterea imaginii mentale este de neegalat în lumea noastră. Imaginarea este un proces mental care ne arată noi căi de abordare a vieții și a problemelor vieții, restabilirea relațiilor semnificative, schimbarea obiceiurilor distrugătoare, deschiderea unor căi de putere creativă, accesarea rezervelor interioare de putere care sunt forța vieții pentru binele nostru colectiv. Este un proces unic în sensul că este independent de orice influență sau intervenție externă și în același timp este integrat în mod natural în funcționarea noastră fizică ca unitate biologico-mentală, o integritate care ne vindecă în mod natural. Imaginile reunesc cele cinci aspecte cele mai importante ale vieții noastre, fizice, emoționale, mentale, sociale și morale. Toate acestea se întâmplă mergând spre interiorul nostru prin puterea inerentă a imaginii. Și pentru mai multe detalii, citește articolul meu Vizualizarea imaginativă vindecătoare, Dr. Gerald Epstein. Da? Clic aici. Te duce la articol. La acest articol, cred că încă n-am creat și video-ul lecturarea, o voi face. Va fi și video pe YouTube. Deci, în final, să recapitulăm succint acei 5 pași, etape. Deci, 1. Analizează și meditează bine la ceea ce crezi că vrei să schimbi, până îți devine foarte clar de ce vrei să schimbi acel ceva. 2. Meditează bine la rezultatul final al schimbării, adică la ceea ce vrei să obții prin acea schimbare. Vizualizează acest rezultat final mental. Da? Deci, vizual, imaginativ, este foarte important să vezi imaginea ca și cum ai fi observator. Da? Un observator care vizualizează situația, da? Situația finală, rezultatul. 3. Creează-ți motivația necesară schimbării, energia necesară. Vizualizează beneficiile și utilitatea acestei schimbări pentru tine și alții, până devii convins cu adevărat de necesitatea acestei schimbări. 4. Dacă ești convins, atunci începe implementarea conștient, efectuând exerciții zilnice conform vizualizării rezultatului final a ceea ce dorești să obții. Și 5. Bucură-te de rezultat și meditează la ce crezi că ai vrea să mai schimbi la tine, la viața ta. Da, succes! Deci, bineînțeles, acest bucură-te de rezultate poți bucura și înainte, da? Înainte de a obține acel rezultat. Adică dacă simți bucurie că ești pe cale de a obține acel rezultat, această bucurie, sentimentul ăsta de bucurie îți dă energie. Da? Îți dă energie, îți dă o stare ok, relaxată, plăcută. Da, te simți energizat să faci și bineînțeles că într-o îți îndeplini scopul, vei trece
Probabil că mai multe obiective, da? Vei obține pas cu pas câte ceva pe acel drum până la finalizarea dorinței tale și este bine, da, să te bucuri, să simți împlinire, recunoștință pe fiecare pas mic făcut, fiecare mic succes, fiecare obiectiv îndeplinit, da? În drumul spre obținerea acelui, îndeplinirea scopului, atingerea scopului, rezultatului, efectului prefigurat. Deci bucură-te de drum. Da? Drumul până la destinație. Da? Nu trebuie să te bucuri numai când ajungi la destinație. Este bine să înțelegi că este bine să te bucuri și de drumul în sine, da? Drumul care te duce. Să-ți faci drumul plăcut, să te simți plăcut pe el. Altfel, dacă nu simți plăcere pe drum, la un moment dat, dacă drumul se lungește sau e prea lung, dacă n-ai nicio plăcere pe acel drum, vei fi tentat tot mai mult să renunți, da? Ok, deci aici sunt așa la modul foarte general, da, acești 5 pași, niveluri prin care treci. Nu dau aici, după cum se vede, metode și tehnici, da, de implementare, de cum să-ți faci exercițiile zilnice, dar despre asta vom mai vorbi și în alte articole, alte materiale video și, bineînțeles, discuția trebuie să fie în funcție de specificul fiecarei situații. Deci, depinde mult ce vrei să obții, ce efect, ce rezultat, scopul final și așa mai departe. Deci, nu există metode și tehnici care să meargă pentru orice. Da? Dar există unele mai generale. Da? Ca și această viziune așa generală care te poate ajuta, da? Te poate ajuta destul de mult să implementezi un astfel un program, da? De schimbare, de transformare. Ok, deci uitați că am și un playlist, da? Numit programare, deprogramare, reprogramare mentală. Deci are 599, acum cred că peste 600 de materiale video, deci ai ce urmări în 600 de materiale, oricât ai fi de selectiv, sunt probabil câteva zeci de materiale care vor fi, să zicem așa, pe gustul tău, deci accesează și acest playlist, urmărește și materiale prezente acolo. Ceea ce este tratat cu iubire se va echilibra, armoniza, vindeca, tratează-te pe tine însuți și lumea ta se va puncte, puncte. Da? Cred că înțelegi, nu? Despre ce e vorba. Poți completa acele puncte. Bun, citește și aceste articole interesante legate de tema schimbării, transformării, evoluției tale. Am pus aici link-uri mai jos. Da? Sunt mai multe. Îți vor fi de sprijin și ajutor. Ok, aici închei acest material video de astăzi. Aici, în finalul articolului, va fi și video-ul, acest video, lecturarea articolului. Nu uita să dai un like, o distribuire. Dacă ți-a plăcut, abonează-te la blogul meu și la canalul YouTube, dacă nu ești abonat, să fii la zi la curent cu noutățile, da? În continuare să
poți păstra ușor legătura, conexiunea, să nu o pierzi. Ok, mulțumesc pentru atenție și, ca de obicei, vă doresc să aveți în continuare o zi minunată.